Bună dimineața, bună dimineața, Alin Burcea, mulțumesc pentru întâlnirea din nou de la distanță. Vorbim astăzi despre turism, despre starea turismului și despre șansa turismului. Și uite, pentru că astăzi de 1 mai există și o demonstrație online în scopul găsirii de soluții de deblocare a turismului, pentru tine, Alin Burcea, și pentru toți antreprenorii din turism, pun decorul următor. Și sper să îți placă și acum te provoc. Cum facem să ajungem din nou pe plaje frumoase, să ajungem din nou în unități hoteliere, să ne bucurăm din nou de turism, sigur, odată ce starea de sănătate va fi fost, să spunem, adusă la un liman? În primul rând, astăzi, asta, așa cum spuneai, este ziua în care noi toți cei din turism în România suntem cu tot cu hotelul și restaurante și agenții 6.000, facem o demonstrație online. Este deocamdată online. Vrem să ieșim în stradă după ce trece starea de urgență. Așa cum e în toată Europa, dacă știi, poate ai auzit, au fost foarte, foarte multe demonstrații. Deși în Europa lucrurile s-au mai mișcat, în România nu s-a întâmplat absolut nimic. Nimic, nimic, nimic. Cred că dacă ni se dă voie, pentru că ceea ce ne, să zic așa, omoară sunt veștile, informațiile, declarațiile premierului sau ale altor miniștri care se schimbă în aceeași zi. Dimineața zic ceva, seara zic altceva. Este o stare de confuzie generală și de haos și noi nu putem să facem absolut niciun fel de predicție. Văd că ai pus o imagine frumoasă cu marea. Marea ne așteaptă, marea, toată lumea în România iubește marea, dar până acum, să zic, 3 zile ni se spunea că din 16 mai putem să plecăm în țară, mă rog, la mare, la balneo. Acum 10 ore l-am văzut pe premierul Orban zicând că s-ar putea, da? Deci, ca prim-ministru, tu nu poți să-ți exprimi păreri. Orice persoană, o cetățean normal, dar primul ministru nu poate să exprime păreri și a spus că s-ar putea, este foarte, foarte posibil să dăm drumul la turism în iulie-august în România. Ori, după părerea mea, acest lucru este inacceptabil. Nu poți să zici ceva azi, ceva mâine, ceva poimine. Sigur că există scuza medicală, care e corectă, dar cu toate astea, planul nu pute. Bun. 1 mai e reprezentat tradițional începutul sezonului turistic estival. Astăzi, 1 mai, suntem în cu totul alte condiții, într-o situație fără precedent. Mulți turiști și-au amânat, mulți turiști cer bani înapoi agențiilor de turism. Cum vă aflați? Mulți sunt amenințați de faliment, alții se gândesc totuși să revitalizeze puțin activitatea în perioada care urmează. Din fericire, nu foarte multă lume vrea anulări, pentru că oamenii înțeleg exact că e situația așa de atât de ciudată, în care nu știi ce se întâmplă mâine, dar peste două luni. În general, de pe turismul intern, cel puțin până la declarația de ieri a domnului Orban, nu s-a retras foarte multă lume, de fapt mai nimeni, pentru că toată lumea vrea să meargă la mare, la munte, mă rog, oriunde se poate merge în România. Avem cereri de retragere, să zic, un 2-3% de pe turismul extern. Aici suntem probabil împreună cu Bulgaria singura țară europeană care nu a făcut nimic. Cred că domnul premier Orban ne urăște. Aș făcut niște declarații în acest sens. Ba chiar ministrul economiei a spus că agențiile de turism, este incredibil, folosesc această criză ca să mai rezolve niște lucruri pe care eu chiar nu le înțeleg ce lucruri rezolvăm noi. Țările europene au dat vouchere garantate. Voucher garantat înseamnă că o anumită perioadă, depinde, 12-18 luni, nu poți să-ți ceri banii, dar trebuie să ai servicii, adică trebuie să refaci vacanța. România, bineînțeles, că n-a făcut nimic. Și acum se mai pregătesc și alte valuri de modificări. Te mai întreb ceva. Am văzut un îndemn de la ministrul secretar de stat cu privire la organizarea vacanțelor interne, să ne bucurăm de turism în România în momentul în care ne vom putea bucura de el și asta în scopul sprijinului pe care fiecare cetățean poate să-l aducă hotelierilor de aici, de acasă. Renunțăm la turismul în afara țării, vom avea o creștere a apetenței noastre pentru destinații interne?
În afară de declarații la nivel de ministru și secretar de stat, cel puțin secretarul de stat face declarații pozitive, nu ca ministrul Virgil Popescu. Nu cred că toată lumea vrea să meargă la băile herculane. Cred că cei care s-au înscris să meargă în străinătate vor în străinătate. Oricum, un singur lucru este cert. Toată lumea vrea să iasă din casă, pentru că cel mai important prieten al românului în ultimele două luni a devenit frigiderul, ceea ce e o problemă foarte mare pentru toți. Deci, toată lumea vrea să iasă în România, în străinătate. Vrem informații clare, vrem, cum să spun, suntem într-o perioadă de conducere militară încă două săptămâni și noi vrem ordine clare. Am făcut armata, știu ce înseamnă, da? Adică să mergem la mare, când mergem la mare. Nu putem să oscilăm între deschiderea sezonului, între 15 mai sau, mă rog, posibilitatea de a merge la mare. După aia vine primul ministru și spune o părere personală și așa mai departe. Deci trebuie Am înțeles lucrurile de care te plângi. Care este, să spunem, data la care consideri că turismul ar putea treptat să reintre într-un activitate economică? Nu pot să pronunț aici atributul de normalitate. Cred că dacă rămânem cum s-a stabilit acum două zile, în sensul că pe România se limitează sau se scot restricțiile majoritare, eu cred că sezonul de litoral poate să aibă loc în mod normal. Aici trebuie date, așa cum spuneam, indicații foarte clare cum să funcționeze hotelurile. Cred că, cel puțin agenția noastră, suntem pregătiți în sensul că noi toți am dat banii la străinătate în avans, că asta este problema în esență. Dar asta înseamnă că totuși avem bani acolo atât pentru hoteluri cât și pentru avioane. Noi vrem să pornim de îndată ce Grecia, Turcia, să vedem ce se va spune Spania, ne dau ok-ul. Grecia se apropie de realitate cu partea a doua a lunii iunie. Turcia zice că după 1-15 iulie. Vedeți că și acolo lucrurile nu sunt foarte clare. Deci noi vrem să operăm și România și străinătate. Bulgaria ne așteaptă cu brațele deschise. Bulgaria au anunțat 15 iunie, 1 iulie cu fermitate. Deci noi suntem pregătiți în orice secundă. Mai avem de așteptat. Mulțumesc frumos, Alin Burcea, pentru intervenția de astăzi. Evident că trăim toții cu speranța că ne vom întoarce cumva și către destinații de vacanță. Acesta a fost Jurnalul de Economie de azi. Mulțumim.